Salutare, bămincoților, și bine v-am regăsit la un nou episod de 1v1. Astăzi o să jucăm Counter-Strike pe o sumă destul de mare. Cine câștigă acest 1v1 pleacă acasă cu 10.000 de lei. Ai banii pregătiți? Am bani să moară Gipilan, rămân pe gaură, nu mai mănânc un an de zile. Hai să vedem. Ai să... Se pare că câștig banii. Aoleu. Bă. Ai, what the fuck. Bă, am moar, what? Bă. Este, wow, ăla e! Să vină bă, să vină bănuțul, tătuțul! Bă, nu-i bine. Bă, nu-i bine. Da, bă, micuților, nu uitați să apăsați butonul de like. Trebuie să-mi fac capul monitor să te văd, să-ți văd, nu... Bă, moarte, bă, dracu! Bă, trăgeam, bă, caminure! What? Doamne, să moară fanii. Dracu! Aoleu, doamne, nu-ți vad decât crește tu capul, ești nebun la cap. Nu-i mie, se pare că merg și eu cu... Păi e meu al doilea calculator să moară și pierd. Bă, m-am gândit ce să fac cu banii. Îmi iau un RTX 2080 Ti. Chiar două, dacă e. Aoleu. Se pare că o să-mi iau, bag toți banii în Fortnite. Baaa, mă rog, sărac. Bă, eu nu pot să zic decât mulțumesc. Hai de... Uai. Bă, la cap! Oh! Ți-am dat unul într-unul. Asta mor. Am văzut. Dar cum e posibil? Unul într-unul. Nu știu, frate. Cu acau sau cu ce pe tine asta? Opa. Op. Opa. Stai nemișcat, bă! E, mai tem din râs chiar la... Polibar, bă. Gata. Trei lance. Hai de cap, nu? Aoleu, se pare că eu 10.000 de lei să mă arăge film. Da. Ua! Mamă, ce m-a speriat să moră, fanii. Mamă, ce cap mi-ai dat. Doamne, ce m-a speriat. Mamă, 1 HP să moară, fanii. Da, mori că vreau banii aia. Băi! Bă, nu-i bine. Bă, da, tu mori, bă, băiatul. Nu ești tu, mă.
Bă, what the fuck? Bă, stai că nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Giovanni! Bă! Giovanni! Bă, nu-i, nu-i, nu se poate! Aleo, aleo, două runde, trei runde la distanță. Oh! Oh, what the fuck? What? Hai că ne re... Uu! Ne... Revenim! Băi! Băi, nu-i bine! Uleu, uleu. Mă doare mâna asta, mă uleu. Da, te-a dat. Stop! Hai, o rundă. Asta e, asta e, ăla e, ăla e, ăla e. Ăla e, ia uite unde-o aruncat arma, bă. Nu, 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 nu. Nu, 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 să nu, să nu, să nu îndrăznești unde e bulangiu. Bă, unde erai? Bă, nu să, bă, 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 15. Bă, bă, bă. Împărțim banii la care nici nu sunt, pentru că mai facem unul și o să vă explic care este toată faza cu banii ăștia. Am vorbit cu Rexus să mă ajute să fac un videoclip de genul și a zis că mă ajută. Dar astăzi vorbim deschis. Și sper să nu primească dislike-uri pe faza asta, pentru că eu ce vreau să vă arăt bine în clipul ăsta este că oamenii care pun asta în titlu o pun doar pentru un clickbait și pentru vizualizare. Dacă te uiți la unul, mamă, am făcut pariu pe 10.000 de lei cu ăsta dacă mănâncă toată mâncarea înaintea mea. Bă, stați măcar. Probabil vă arată banii, da. Da. După filmare, fiecare își ia banii înapoi. Pentru că e decât la filmare. Adică cum naiba să faci pariu că, bă, băiatule, vezi că dacă bei o sticlă de cola înaintea mea, facem pariu pe mașină. Adică dacă, de exemplu, eu mă doare burta și nu vreau cola înaintea ta, gata, ți-am dat mașina. Adică cât de... Adică... Ai dat 10, să zicem că ai dat 20.000 de euro pe mașină. Și tu hai că facem pariu dacă bei tu doza asta de cola sau sticla de cola înaintea mea, îți dau mașina. Hai bă, să fii serios. Adică, what the fuck. Da, da, și am vrut să văd câți oameni pe clipul ăsta. O să pun și un thumbnail de la mai jos. Deci, o să fie un clickbait, pentru că vreau să văd dacă oamenii dau click pe videoclipul meu, dacă are bani în titlu și în thumbnail, da? Deci, nu mă jurați, pentru că am făcut video-ul ăsta ca să vă dați seama la cine vă uitați și ce șmecherii se fac la spatele camerei, da? E, parcă le zici că pe urechile intră la piața lei. La fel. La fel este și la Sergio ăla. Wow, n-am mai vorbit cu iubita mea timp de 24 de ore. Hai mă, ești nebun la cap. Cu aia e. Ce e de la acum? Frate, acolo este pur și simplu. Deci, pur și simplu dă ceasul înainte și vir arată. Ia uite, este ora 7 seara. Ia uite, este ora 5 dimineața și eu încă n-am vorbit cu iubita mea. Bă, ești nebun la cap. Bă, nu mai puneți butul la toate șmecherii de astea, că toți ăștia, toți
ăștia care au plecat cu ideea asta fac pariu pe 10.000 de lei. Fac pariu pe o mașină. Ghiciți de unde au plecat toate astea. De la Mr. Beast a plecat toate astea. Pentru că Mr. Beast a făcut primul în lume ceva cu bani. Și românii noștri, când am văzut și în afară, ia uite tată, ceva cu bani. Hai să facem și noi, că poate avem și noi succes. Și am avut. Pentru că românii pun botul foarte repede la toate mâncătoriile astea. Ia așa vreau să vă arăt un clipul de astăzi. Și să mă înțelegeți și să nu mă jurați tot pe mine. Co, nici măcar nu explică chestia asta, dar uite, Mico explica care-i cara. Te vă deschide și vouă mințile alea încuiate, dar... Na, sunt unii dintre voi care pe urechile intră pe adresă. Na, nu știu. Da. Oh, alo! Mamă, ce ți-am dat acolo? Mamă, ce mi-ai dat aici? Oh! Bă! Mă n-am și noi eu nu-mi dă două. Sau o lundă. Da. Bă, bă, ești cam un stafăs și te-au clipul, ești pe că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dai și voi un like, un share să vădă toată lumea cu ce să mănâncă pariurile astea sportive cu piesa. Cam atât a fost. Hai. Pa, pa. Ciao, ciao.